e un fraier. Oh! Ia du-te acolo, du-te. Bă! Bă, cât de slab ești, copiile, bă, cum să te bat un copil mai mic? Opa! Bine, mă! Cum să fii mai mare și să prinzi copilule, nu vezi ce bun însi, ești prea nab. Măcar mi-ai acceptat cererea și am putut să joc cu tine, dar uite ce stil, bro! Nu, uite cum plângem, bro, ce ușor! Ce slab ești? Hai mă, adul, slabule! Mamă, ce noroc! Bine, mă! Hai, mă, ești prea slab, că nu mă mai joc cu tine. O să ies, că ești prea slab, ok? Astăzi l-am trolat pe copilul toxic care se dă drept I Silent cu voice changer. M-am prefăcut că sunt un copil mai mic care e mai bun decât el și l-am bătut. Și la final i-am zis că sunt Mr. Jinx și a fost uimit. Și apoi i-am cam dat bloc, dar mă rog, mai facem clip cu el dacă strângem multe like-uri. În toate, nu uita să rupeți butonul de like și de subscribe. Și, ce să vă zic, vizionare plăcută! Bă, salut, tu ești ăla care a jucat cu Mr. Jinx clipul trecut? Da. Și cum a fost? Cât de bun e Mr. Jinx? Că-s fun? E un slab. E foarte, e cel mai slab. E cel mai slab. Cum e, mă, slab, frate? E cel mai slab. Nu mai zi asta că mă faci să plâng. Hai să te văd pe tine cât de slab ești. Bă, dar nu mă fă slab, ia fii atent că și de ce? Și de ce te-ai băgat voice changer, ia zi. Păi asta e vocea mea reală, am 8 ani, ce ai cu mine? Câți ani ai? Aveai 10 ani? Câți ani aveai? 10 ani. Bine, hai mă să-ți dau invite. Tu ești ăsta, stai că-ți dau codul, știi? Sau, hai, bă, mi-ai acceptat prietenia, ia, îți dau acum invite. Vezi, apare, ce apare? Ia, yeah, da, apare. Mersi că mi-ai dat acel la prietenie, hai. Bă, dar de ce nu mai numele ca clipul trecut? L-a furat cineva. Uite, îți place numele meu, e fain, nu? Băi, slabule, de ce ai numele lui Mr. Jinx? Ești fan Mr. Jinx, ți-a zis slabule. Păi sunt mare fan al lui, că l-a bătut pe I-Silent, l-a uimit pe I-Silent, tu de ce nu ești fan? Ce ai cu el? Hai să te văd, slabule, dacă mă poți face. Bă, nu mă fă slab, că-mi vine să plâng, bă, nu mă fă slab. Băi, slabule, te bat eu, să te vezi și tu te fac. Tu nici n-aveai emoturi, nu vezi că eu am toate emoturile. Ești un slab și cu ele. Ma, păi lasă-mă frate în pace că ești mai mare, asta nu înseamnă că... Ești un slab. Hai mă, dă-te încolo, slabule, dă-te încolo. Fii atent, dacă mă bați, îți dau un stumble pe gratis. Ok, din panii lui tatăl meu. Bine, ok. Hai să vedem. Hai să te văd. Că nu se poate frate, îți bați chiar așa joc de copii și de Mr. Jinx te-ai bătut joc. Las, că vedem noi. E un fraier. Oh! Ia du-te acolo, du-te. Bă! Bă, cât de slab ești, copiile, bă, cum să te bat un copil mai mic? Las că o să vezi meciul viitor. Ia mă, hai să vedem. Hai să te văd și meciul ăsta, slabule. Pierdu celălalt, mă. Lasă-mă, slabule, că te fac următoare meciuri. Hai să te văd, slabule. Adică meciul ăsta trebuie să mă faci, că altfel înseamnă că n-ai șan bine deloc. Hai mă, slabule, ieși și pe mine. Bă, ce copil, bro, n-are nici un emoni nimic. Hai mă să văd de data asta te pot bate. Cum să ții, bă, bătaie cu inimă, copil. Ai avut, ești tu snab, slabule. O să vezi, las că o să vezi tu ce te fac. Vezi ce noroc am eu cu numele ăsta? Norocos? Ești... Bă, slavule, te-a bătut! Bă, din greșeală! Bă, nu mai ții la mine! Bă, slavule, te-a... Bă, cum ai bătut, bă, copilule? Pentru că ești un slab, de-aia te-am bătut. Lasă-mă, slabule. Bă, că nici n-ai emoturi, ești vai de capul tău, un copil mai mare și ții la copiii mai mici. Lasă-mă. Ești un slab. Lasă că vedem. Lasă, vezi că te fac și unul de asta, te fac să plângi. Hai mă, să vedem.
Eu nu mai folosesc Cinnamon Laser, nu mai folosesc nimic. Opa, nici n-ai emote. Hai, Slavule. Hai, Slavule. Bun, deci deja am scorul mai mare. Dacă mai ai tu scorul mai mare, ce apet? Mai ai și numele la prostul ăla. Bă, dar de ce îl faci pe Mr. Jin prost? Bă, copilule. Nu vezi că te-a făcut faimos? Acum toată lumea te urăște. Era să mor. Știu că tu mori ușor, frate. Cum adică? Ești un slab. Ma, cum a scăpat șobolanul. Dacă te blochezi aici, opa. Hai mă, Slavule. Eu stau pe spate și tot te bat, frate. Ai. Bine? Cred că l-ai la prieten pe slabul ăla. Cred că l-ai la prieten pe slabul ăla. Pe care slab? Nu l-am la prieten, nu știu. Că e prea popular, n-am cum. Pe Mr. Jin, slabă. Opa, bine mă. Cum să fii mai mare și să prinzi copilule? Nu vezi ce bun ăsta, ești prea nab. Bă, dar tu, de ce numele lui Ice Island totuși? Că nu știu, nu știu. Pentru că-ți la el acasă, slabule. Păi, bă, dar nu mă mai fă slab și nu ești la el la casă. Că nici n-ai numele lui, real. Tu nici nu... Bă, i-a tot dat părinții tăi bani să-ți cumpere emoturi și nu știi să le folosești. Dar de ce vorbești tu, frate? Cum nu știu să le folosesc? Tu nici n-ai emoturi și ești ultimul slab, bro. Să luate emoturi pe care nu știi să le folosești. Abia aștept să mai posteze Mr. Jinx un clip în care te bate, că nu te mai suport, frate. Măcar mi-ai acceptat cererea și am putut să joc cu tine, dar uite ce stil, bro! Nu, uite cum plângem, bro, ce ușor! Băi, hai mă! Hai mă să te fac! Hai mă să te fac! Slavule! Nu vezi ce skin scump am, am dat 50 de lei pe el, frate, și tu... Ești un slab! Ai doar skin-ul ăla, băi, cum îți fă slab dacă te-am bătut toate meciurile în afară de unul, frate? Băi, skin-ul ăsta l-am luat! Ăsta meu? E ăsta meu, l-am cumpărat. Ai, că l-ai cumpărat, cred că și eu l-am pe ăsta. Bă, nu mai minți, bă. Ești un slav, ești un slav. Hai să vedem, e wave 5, ok? Să vedem cât de mult trebuie. Hai să te fac, slavule, ești un slav. Cum îți mă, slav, bă, lasă-mă că... Și așa, mai cheamă și Mr. Jinx fan, ești fanul lui Mr. Jinx. Aoleu, bă, dar tu nu înțelegi ce-i cu el, nu vezi cât te-a bătut într-un clip întreg. Că mă că m-a avut noroc să mă bată în clipul trecut. Păi cum, ești mai bun ca el sau cum de zici asta? Mai bun ca el. Bun. Nu ești mai bun ca el, lasă-mă în pace. Mamă, cum se ferește copilul de... Da-și-mă, Slavule, să vezi tu ce te bați tu rândul asta. Nu mai mă bați tu rândul asta, lasă-mă în pace. Ba da, te bați, Slavule, că ești un slab. Emoturile alea nu le știi să le folosești. Cum nu știu să le folosesc, că mereu ți-ai luat bătaie de la ele, copil. Lasă-mă-n pace, da, ești mai mare, dar nu știu să joci. Băi, ești un slab, taci. Opa! Măcar concentrează-te aici, copil, că poate mori. Băi, Slavule, trebuie să știi asta. Trebuie să știi asta că ești un slab. Nu sunt un slab, lasă-mă-n pace. Nu mă fă că l-adu pe Mr. Jinx chiar dacă nu-l cunosc. Lasă-mă-n pace. Băi, Slavule. Ce ai, mă? Uite ce slab ești. Hai mă adul, slabule. Mamă, ce noroc, bine mă. Hai mă, ești prea slab, că nu mă mai joc cu tine. O să ies, că ești prea slab, ok? Nu mai, lasă-mă în pace, hai pa. Gata, bă. Acum, băieți, intrăm pe contul principal. Hai mă, te mai iert odată. Hai să mai jucăm cu un meci, te rog eu frumos. Că atâta, și apoi ies, ok? O să mai dau un vlog, deci. Și să vedem cine e la pro player acum, ok? Ok. Hai, o să dau repede play. Să-ți închizi ochii ca să nu vezi nimic când dai play. Ok. Așa, hai să vedem cine e mai bun. Și de ce ai zis, frate, că Mr. Jinx e slab și chestii de genul? Ia zi. Am zis că pentru că e un slab. Dar cum e, bă, slab dacă te-a făcut, bă, frate? Te-a făcut rău într-un clip. N-ai văzut cât a prins, toată lumea te urăște acum, bă, până și eu te urăsc. Hai mă, hai să vedem cine e bun acum, să vezi ce nume mi-am pus. Ia uite. Ia. Zi-mi dacă ți se pare cunoscut numele. Ia mă! Nu vezi ce nume smecheram, bă, frate, bă? Bă,
Bă, cum ți-ai pus numele lui, bă, slabule? Băi, copile, sunt Mr. Jeans, bă, frate, cu voice changer, bă. What? Na, mă. Bă! Vezi, mă, cum, bă, frate, să-ți iei așa bătaie de la un abonat care era deghizat, adică eu eram deghizat într-un abonat, bă, frate, bă. Și am auzit tot ce ai zis, bă, despre mine, bă, și dacă mai vrei să jucăm clipuri, trebuie să aleagă abonații că ții mare bloc după ce am auzit ce ai zis, papa, că nu mai stau cu tine. Bun. Deci, chat, ce pot să zic? Cam atât a fost cu acest clip, ce pot să zic, și a luat mare bully de la mine cu voice changer și abia acum așa da seama. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom revedea la următorul episod. Pa, pa!